tot vorbit în ultima vreme despre partea întunecoasă a învățământului georgiveanu. În această emisiune însă va fi vorba despre la Olimpiada
la etapa nacional olimpia di fisica.
finalul că și sale
francesa aceea avea o legătură cu medicina? Nu, dar mă ajută dacă vreau să mă duc în altă țară. Sau?
Anin.
mulțumit. Cum răspătesc eu nu eforturile pe care părinții le fac, nu fac foarte mulți elevi, probabil că nu spun această întrebare.
aș dori tot la fizică și tot pe aria asta cu științele exacte, cu matematică, cu fizică, cu chimie. Până o doamnă profesoară care predă și la voi acolo, predă și la liceu Cartoșac, predă și la voi, spunea că ești, dai dovadă de foarte multă curiozitate, ești interesat. Cazul vostru, că atunci când elevii intră în sistemul de învățământ sub ca semnele de întrebare, în sensul că sunt extrem de curioși, pun întrebări și așa mai departe, nu se mai miră de nimic, nu, totul pare de gata, dar nu ca și cum nimic n-ar mai fi de făcut, cu siguranță că nu va fi cazul vostru. Încă o dată vă vorba despre este vorba
acesta sunt elev de la Colegiul Național Ion Maiorescu, care a obținut premii mențiuni, premii speciale, medalii la faza clasa 11, așa am dat o mențiune specială. Mai departe. Bună ziua, mă numesc Bărescu Cosmin, sunt de clasa. Gracias.
elevi care au tot viitorul înainte. Hai să revenim la tine, Teo. De ce ar mai fi fizică și nu altceva? Am o pasiune pentru domnul.
este domnul Vodan Șerban. Care a aptitudini pentru știință
abandonat demersul lor. Un alt umanist mai ales că cred nemți, să știi, că au părere proastă despre ceilalți români care nu sunt nemți. Nu știu, sincer.
să știi că n-ai mai fost timid. Da. Dar emoția a avut? Nu. Atunci e clar că ai încet încet descar că
atât. Leniște, aveți pe domnul profesor faceți ceva cu dânsul? Da. Am făcut în clasa nouă. În clasa nouă. Tu faci filozofia cu dânsul?
Oh. Da. Discuția aproape exclusivă. Este meritul vostru.
that
participat la Olimpiada de Pedagogie Psihologie. Mai trebuie spus
puțini ani și am zis că este ceva ce și eu vreau să fac. Ioana, tu? De mică pot să spun că m-a atras profesia asta. Îmi plăcea să mă joc cu prietenii, colegii de clasă, așa și cum eu aș fi fost doamna învățătoare și cu fratele la fel și Georgiana? Eu pot să
după terminarea liceului, după terminarea liceului, trebuie spus în cer scuze, nu? Că cele trei domnișoare vor deși nu calificate ca învățătoare și
foarte mulți elevi, elevi mai precis de la liceu teoretic din Nicolae Cartojan, de la profilul mai ales la profilul învățător educatoare, relații mai strânse.
să pot să stau mai mult pe acasă. Georgiana? Părinții mei cred că ar vrea să fiu mai calmă. Sunt foarte vulcanică și agitată. La prima vedere așa nu par deloc agitată colerică. Ce?
ce păcat să nu vă propuneți nu un nivel de aspirații, să vă formulați un nivel de aspirații cât mai ridicat. Fiindcă ideal este ca nivel de aspirații nu pe care vreți să vă atingi să fie chiar să depășească cu puțin chiar posibilitățile tale. Nu lucruri care te ambiționează. dar nu m-am simțit
elevilor să urmeze liceul pedagogic. Nu, profilul pedagogic ce le spun? Gracias.